orașului Craiova, Alia Olguța Vasilescu. Mulțumim, doamna primar, pentru intervenția la Decisiv. Spuneți-ne dacă aveți în acest moment un bilanț al pagubelor și dacă au fost înregistrate victime în urma acestui cutremur. Nu, nu există nicio pagubă și nicio victimă. Acum am discutat cu cei de la poliția locală, nici pe ISU, nici pe poliția locală nu s-a reclamat nici măcar o cădere de cărămidă. Dar deci cum s-a simțit, doamna Vasilescu? Foarte rău, foarte rău s-a simțit. Eu am fost în primărie, primăria este construită pe structură metalică, vă dați seama că s-a simțit foarte rău. Au fost câteva atacuri de panică între funcționari, dar din fericire suntem bine, nimeni n-a pățit nimic și important este că nicăieri nu am avut niciun fel de pagubă sau, Doamne ferește, vreo victimă. Aveam informații, doamna primar, că sunt verificate podurile în județul Dolj, tocmai pentru că au căzut anumite stânci, asta ne relata corespondentul nostru de acolo. Bine, bănuiesc că stâncile sunt căzute în județul Gorj, că noi nu avem stânci în județul Dolj, dar bineînțeles că se fac verificări peste tot. Asta vă și spuneam, că am discutat cu cei de la poliția locală și ei fac verificări peste tot. Deci nu, nu există. Dar nu avem absolut nimic, nici pe telefonul cetățeanului, nici o sesizare, absolut nimic. Da, primar, ce ați făcut când ați resimțit acest cutremur? Care a fost primul lucru pe care l-ați făcut? N-am făcut nimic, eram pe hol, vorbeam cu cineva. Am rămas tot pe hol, am văzut toți funcționarii care au ieșit. Nu ați încercat să ieșiți din clădire? Birouri. Poftiți? Nu ați încercat să ieșiți din clădire? Nu, nu am încercat să ieșim din clădire pentru că a durat foarte puțin în primul rând. Cred că a fost 5-6 secunde, nu cred că a fost mai mult. Au existat probleme cu sistemul de comunicație în Craiova, doamna primar, pentru că primul gest probabil pe care l-ați făcut este să puneți mâna pe telefon, să sunați, să vedeți dacă apropiații sunt bine. Ați putut efectua apeluri? Da, nu au fost niciun fel de probleme, asta încerc să vă explic, că nu... A fost cutremur într-adevăr, s-a simțit foarte puternic, dar nimic pe telefonul cetățeanului, nimic la spitalele noastre, nici măcar atacuri de panică. Mai sunt oameni pe stradă în aceste momente, doamna primar, aveți această Sigur, informație? Sigur, dar e circulația normală, este ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Oameni care se aștepte în continuare noi semnale sau oameni care își urmează cursul firesc al zilei? Cursul direct al zilei, bineînțeles. Nu este nimeni dacă vă gândiți că ar fi ieșit din clădire sau... Înțeleg că pe la toate instituțiile au fost persoane care au ieșit din clădire, dar bănuiesc că după 10 minute a intrat toată lumea la apoi pentru că a văzut că nu e nimic grav. Bun, deci spuneți că în aceste momente nu sunt probleme de rezolvat în Craiova. Oamenii s-au calmat și au intrat înapoi în clădiri. Mulțumim, doamna primar, pentru acest...